Bună ziua, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctor, membri Comisiei de Doctorat și onorată asistență. Deci, se propune ordinea de zi a ședinței de astăzi cu următoarele puncte. Susținerea publică conform prevederilor regulamentare stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctor. 2. Evaluarea tezei cu tema influența exodului de creier ale studenților izraeliteni care studiază în străinătate asupra pieței muncii în comparație cu situația internațională. 3. Votarea conferirii titlului de doctor în științe economice autorului tezei influența exodului de creier ale studenților izraeliteni care studiază în străinătate asupra pieței muncii în comparație cu situația internațională. În baza deciziei Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, a fost aprobată comisia de doctorat a tezei de doctor în științe economice, extrasul din ședința Consiliului Științific al USM din 15 noiembrie 2023, proces verbal numărul 1, a doamnei Amaun Habasi Manal Hassan, cu tema influența exodului de creier al studenților izraeliteni care studiază în străinătate asupra pieții muncii în comparație cu situația internațională. În domeniul științe economice la specialitatea 521.02, economie mondială, relații economice internaționale, cu următoarea componență nominală. 1. Corețchi Boris, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, ca președinte. 2. Golovată Ludmila, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, conducător științific. 3. Domnul Stratan Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Academiei de Studii Economice a Moldovei, membru referent. 4. Șușcan Zurina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Academiei de Studii Economice a Moldovei, membru referent. Și domnul Roșca Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, membru comisiei de îndrumare, membru referent. Pentru prezentare, în continuare, se va acorda cuvânt doamnei Golovată Ludmila, conducător științific, să prezinte conținutul dosarului de atestare a doctorandei. Dosarul de atestare a doctorandei conține următoarele acte. Extras din decizia Consiliului Științific al Școlii Doctorale de Științe Economice de aprobare a temei a conducătorului științific și a Comisiei de Îndrumare. Proces verbal numărul 1 al ședinței Comisiei de Doctorat cu privire la stabilirea datei susținerii publice. Proces verbal numărul 2 al ședinței Comisiei de Doctorat privind susținerea publică a tezei de doctorat. Lista de prezență a membrilor Comisiei de Doctorat. Tabelul generalizator al calificativelor atribuite pe criterii. Adeverință privind parcurgerea programului de doctorat, lista publicațiilor la tema tezii, lista participărilor la forum științifice, curriculum vitae, raportul de similitudini, rezoluția cu privire la raportul de similitudini, declarația cu privire la originalitatea tezii de doctor, proces verbal al ședinței comisiei de îndrumare privind recomandarea tezii pentru examinare în cadrul departamentului de profil, avizul comun al conducătorului științific și al membrilor comisiei de îndrumare privind recomandarea tezii pentru examinare în cadrul departamentului de profil, tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor comisiei de îndrumare, proces verbal al ședinței departamentului de profil privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul școlii doctorale de științe economice, avizul departamentului economie, marketing și turism privind recomandarea tezii pentru examinarea în cadrul școlii doctorale, tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor sugestiilor membrilor departamentului, informații privind competențele profesionale ale membrilor comisiei de doctorat, extras din procesul verbal de la ședința Consiliului Științific de aprobare a comisiei de doctorat, dispoziția școlii doctorale cu privire la admiterea pentru susținerea publică a tezii de doctorat, certificatele care confirmă depunerea tezii și a rezumatului la biblioteci, lista organizațiilor unde a fost expediat rezumatul și recepția oficiului, referatele de finalizare a referențelor, avizile la rezumatul tezii, copia actului de identitate a candidatului teza de doctor și rezumatul tezii în limba română și în limba engleză. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult!
După expunerea conducătorului științific, toate documentele corespund rigorilor normative existente. Deci avem, am uitat să vă anunț că avem ca prezență doamna Nina Ghilinutinov, îmi cer iertare dacă n-am, este secretar științific la școală doctorală, ca prezență la noi în sală. Deci dumneavoastră s-au uitat în dosar, vă rog frumos, stimați membri, dacă aveți careva întrebări, obiecții la toate documentele, vă rog frumos din dosar să vă expuneți. Nu. Nu sunt? Mergem mai departe după procedură. În conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclu 3, aprobat prin hotărârea Guvernului 1007 din 10-12-2014, regulamentul privind organizarea programului de studii superioare de doctorat și funcționarea acestora în cadrul școlii doctorale USM, cuvântul se oferă pretendent la titlul științific de doctor în științe economice, doamne Amount Habas și Manal Hassan, care în conformitate cu regulamentul de susținere publică a tezei de doctor, în timp de 20-30 de minute, va prezenta principalele rezultate științifice, concluzii și recomandări. Ma'am, good luck for your presentation. Vreau să aduc la cunoștință că la noi susținerea publică este bilingvă, adică român în engleză. Este traducător oficial numit doamna Elena Bivol. Vă mulțumim mult pentru prezentare. Încă o întrebare. Este necesar ca toată să fie sincronizată sau nu? Nu este necesar să fie sincronizată în română. Doar la discuții vom trece cu o sincronizare. Da. Okay, for your presentation in English? Okay. Thank you very much. Thank you all. I'm so glad to be here again in Moldova. Hoping for peace. It was not easy to arrive here because of the unstable security situation in the state of Israel. So we hope for peace worldwide. I am from south of Israel, nearby Nazareth. My first degree was in economic and accounting. My second degree was in mathematics and education. And the third one, which I hope to finish today, is economic and international relationship. Low black learning. We are here great. Alongside a lot of other certificates in different institutions in the state. As you see, I am a manager of an education institution. I have three sons and one daughter. My eldest son is Hassan, and Larine, my daughter is also eu nu pot să vorbesc că aș vrea să de English very hard. 50 years ago. Clar. Ei, o să aveți o întrebare. Darius aici. Okay. Studying abroad and its influences on the Israeli labor market with conversion to the international situation. My advisor is Dr. Gluvatael Mila. Thank you for everything. The thesis consists of an introduction, three major chapters, conclusions and recommendations. In my thesis, there is 22 tables, 20 figures, and 48 annexes. And I have 258 bibliographic sources and 135 of the pages of main text. I have written 24 articles, scientific articles, and they participated in the national and international conferences, which about 16 conferences. The aim of my dissertation is to present and analyze the problem of brain drain, not only in Israel, but with conversion to this problem and phenomenon worldwide, and this later to provide solutions, recommendations, and through that I have built in an economic educational model
for the state of Israel, which can be also adapted with making the required adjustments in different countries around the world. I want to continue. First of all, I want to make a definition, which is my definition, regarding brain drain, which was one of the comments of the third, of the second defense. They told me that I have to make more attention for the brain drain definition. And here is the definition, which means the migration of students of high academic institutions and skilled individuals from one country to another for several purposes or for several causes. For example, recently Israel, China, and India suffers from a big problem of brain drain, and this can impact and affect several fields in the state that loses its major intellectual resources, such as the loss of intellectual capital and increase in innovation and productivity. Here I discuss, Here I'm discussing the general causes of the brain drain, not only of Israel. Actually, there is two kinds of factors, Bush factors and Bush factors. The Bush factors, which makes people make a decision to go out of their nation, which is high cost of living, political stability, security concerns, difficult admission requirements for academic institutions, and inadequate funding for research and development. In the other side, there are bull factors, which is the opposite of the push factors, which is better payment, funding for research, better equipment, more opportunities for occupational fields and studies abroad, and academic development and networking. Here I want to describe the two main fields in the Israeli labor market, which is the startup and the construction industry. Actually, the state of Israel is called a startup nation because the startup ecosystem in Israel is so thriving, and Israel is experiencing a rapid development in this field. Actually, Israel is ranked as number 3 for all startups and number 2 for research and development per capita. The other field is the construction industry, which is likely so affected because of the existing war in Israel, and a lot of projects have been delayed due to the war. So this field is thriving now and blooming now, but still large projects like the high-speed railway and the Red Sea, Dead Sea, canal is providing a lot of opportunities for the labor market. As I have mentioned before, the thesis includes of 3 main chapters. The first chapter examines the social and economic aspects of the migration process, including the migration in the world economic system. And this chapter ends with conclusions for this chapter, mainly for this chapter. In this slide, I want to talk about a little bit about Moldova, because the first chapter talks also about Moldova. And here I'm presenting figures from the first chapter, which make comparison between
countries with the similar conditions are all criteria. The criteria are developmental, economical, occupational, and academical. I have made also in this chapter another comparisons with the countries in different with different criteria, such as the comparing between developing and developed countries or poor and rich countries. In other slides, I will present these comparisons. The second chapter actually talks about, in the second chapter, there are analyses of the Israeli brain drain and its influences on the Israeli labor market with conversion to the international situation. Actually, this chapter, in this chapter, there are more analyses. I will present multiple tables and figures in the next slides. Also, this also I have made intensive analyzing regarding the Republic of Moldova, and the chapter ends with conclusions. In this table, I have made, as you see, in the first, this table talks about the Israeli academic mobility and its impacts on the monetary losses in the years 2021. And as you see, the Palestinian Authority is in the first place with 3,340 Israeli students. Actually, the Israeli students go more to the Palestinian Authority for studying than to Jordan and to Romania. And after that, the United States, to Moldova. In Moldova, Moldova actually was in the first place till before 2 years, because the Ministry of Health rejected the diploma from Moldova for, say, I don't know the really the reasons. They claimed that the diploma, the medicine diploma, is not in the same criteria that the Ministry of Health required. So in the last 2 years, less students from Israel come to study medicine in Moldova. In this slide, I am presenting the average wages of professionals after 5 years of experience in specific fields and specific countries. And as you see, Israel is in the blue color. And if you see, Israel is in the lower wages. The average wages in Israel is so low comparatively to other countries, and especially in the law subject. In this slide, I am comparing the U.S. and Israel wage gaps according to the level of education in the year 2014. And the higher the level of education, the greater the wage gap. As you see, the PhD degrees, the gaps in the PhD degrees is the highest, with 150% of gaps between Israel and the United States. In this slide, I'm presenting the 25 most expensive cities in the OECD countries in the year 2019. And as you see, Tel Aviv is in the second place. And the first place is Jerusalem. Actually, in the first place is London. As you see, in average, a person needs 20, something like 20 years in order to buy a medium department in the state in Tel Aviv. It's so hard to buy department, and it's a very hard problem. For example, I wanna give example of my son. He lives in Tel Aviv because he works there. He lives in a department of 15 meters, and he pays for that something like $1,020 in a month. In
In this slide, I'm presenting the temporary foreign scholars from Israel that from all worldwide that stay in the United States University. And as you see, 19.6% of the temporary foreign students, scholars are from Israel. In this slide also, I am presenting the number of Israeli doctors living abroad in the year 2021. And as you see, it's all the time decreasing. And in the first place is the pediatrics with 12,000 pediatrics, Israeli pediatrics that live outside of Israel. Here I'm presenting in this table the number of Israeli high-tech experts that and computer engineers that live outside of Israel. And they are in the highest number of Israeli high-tech experts are in the United States, in the first place in New York, then San Francisco, and then in Canada. As you see in this slide, the higher level of education, the greater number of immigrants. If you see the PhD graduates are in the first place, and then the BA degrees, and in the third degree is the master degrees. Here I'm presenting a very important slide, which made me make a very deepest thing regarding the model that I have implemented and suggested, which is the main and relevant reasons that led the Israeli students and experts to leave Israel and go abroad of Israel. As you see, in scale of 0 till 10, in the first places is the unstable security situation and political instability, then receiving good and high salaries and financial opportunities, high level of taxes, high level of high costs of living, and difficult admission requirements in the Israeli universities. Here I'm summarizing these reasons. And as you see, the Israel won't be stable and bring back the minds that have trained and left Israel without the main two things, which is salary satisfaction and stability in the security situation. In this slide, I am presenting the impacts of the brain drain in the Israeli labor market. And as you see, the main four impacts are loss of highly workers, decrease in innovation and productivity, increase in unemployment rate, and increase in dependency in foreign workers. And this is what make a lot of projects be delayed now in Israel, because a lot of workers come from the Palestinian authorities, and due to the war, these workers cannot come to Israel. I want to continue. Brain drain in the Republic of Moldova. Actually, the Republic of Moldova didn't do enough in this regard, as I have analyzed in my dissertation. And Moldova will not be able to maintain its optimal level of highly skilled laborers if the existing regulations and the economic situations remain the same. There is what's so called negative migration, which affects Moldova so much, and the individuals that immigrate from Moldova cannot do enough
to the state of Moldova unless sending some money to their families that are living in Moldova. In the third chapter, I have presented the model that I have established and the recommendations to the different related ministries in the state of Israel. And I have also recommended to implement the recommendations and model in different countries which suffers from the same problem as the state of Israel. For sure, with making adjustments in order to adapt it to the situation in the different countries. This chapter ends also with the conclusions, specific conclusions. Here I'm presenting the model. And in this chapter, I also talked about the IT technology, which helps, which helped me a lot on my model. In collecting data, saving it with the in so and which led finally to solve the problem of the brain drain in the existing situation. This technology can be also recommended to the related fields, especially to the center of Bureau of Statistics in Israel and in other countries, and to the education system and to the occupational system, in order to provide them adapted and adequate data regarding the brain drain situation. Also this technology can help also to treat with the causes, to collect data from various sites, to be in contact with several bodies and centers even in Israel and outside of Israel. In the following slide that I will present now is the model that I have suggested. The model is adapted and the model should be composed to the these five main ministries. First of all, to the government of Israel, to the Ministry of Education, to the Ministry of Finance, to the Ministry of International Relations, and to the local municipalities. First of all, the government is the principle for adapting in new legislations and for funding the model. The Ministry of Education is mainly principle for an immediate reform and adapting the tuition of the international situation to the OECD countries, to increase productivity in the academic institutions, to diversify the demand to the supply of the Israeli students, and to keep peace with modern technologies such as the IT technology, and to make policy making regarding the fields available, and to lower the admission requirements for the Israeli students in order to attract them to study in the sought after fields in the Israeli universities. Then the Ministry of Finance, first of all, this ministry have to budget the model that I have implemented, and raising the salaries for researchers and high-skilled workers, large quota of standards and jobs, and to offer benefits and discounts to increase the number of academic positions
to budget a part of the foreign students in order to attract them to get to Israel and study in the Israeli universities. Then the Minister of International Relations, first of all, to promote and make collaborations with different bodies, academic institutions, the occupational fields worldwide, and getting advantages of the stay of the Israeli experts and the high-skilled workers while being abroad, and developing collaborations with different stakeholders outside of Israel. The local municipality is a principle for raising the awareness of the Israeli families and the students regarding the occupational field and the academic institution. Actually, the model that I have suggested here is the model and the expenses of each ministry, and the whole cost of this model is 36 million and the 100 US dollars. The model, as I have mentioned before, will be funded by the government for at least 5 to 7 years, in order to get the advantages and the conclusions we want to get. According to the findings, answers, the conclusions that I have found in my dissertation, and some of them I have presented in my presentation, I will suggest some of the recommendations. The main conclusions here, I will present the main conclusions. Yet the state of Israel and the Israeli government cannot bring back the mines that have flow and they got out of Israel. And until the state of Israel make the required adjustments and the recommendations, the Israeli students and experts will continue to go out of Israel. And in the last year, in the year 2023, because of the war existing in Israel, there was a lot of immigrants that got out of Israel, especially high-qualified personnel, and especially in the medicine field. The main conclusions, the immigration of highly qualified workers from Israel is causing a loss of intellectual capital, decreasing in innovation and productivity, increasing of the unemployment rate, and affecting badly the Israeli ranking academically in the relatively to the worldwide academic institutions. Then the state of Israel have to take actual steps and the funds for this this field. The main conclusion is to increase the number of high education. There is a permanent increase. The main conclusion is that there is a permanent increase of the number of high educated migrants. The main cause of the brain drain, as I have mentioned before, is the unstable security situation and the lower gaps relatively to the high level of cost and the expenses in the state of Israel. And because of that, according to the 2020, according to the UNDP and the ILO, the highly skilled Moldovan migrants are employed in low-skilled occupations, and the brain drain has negative effects in the state of Moldova. And if there is not enough attitude to this concern, the gap and the
bad situation in Moldova will be Warsaw. There is no official registration or monitoring of highly skilled migrations in Moldova. There are neither national regulations or systematic legal approach to attitude with this phenomenon, and the lack of communication between the educational system and the occupational system where it makes it more bad and worse in this concern. Recommendation to mitigate brain drain in the state of Israel. First of all, it should be the first thing that the state of Israel should make is improving the education and job opportunities. The establishment of employment centers with better wages conditions and tax benefits for experts and high educated people. The second point is strengthening industry academic collaboration and self and professional development options. In the third place is implementing supported policies for retarding the Israeli mines that have drained from Israel. The fourth point is a change need to be made in the national budget's goals. In the recent year, all of the fundings were changed. As a manager of an education institution, the government have talked from my institution 13% of the budget for the institution that I am a president of, in order to switch or to give this money to the in order to fund the war. The fifth point is investments should be made in the infrastructure and education for the minorities. In Israel, there are a lot of minorities. For example, me, I am from the Arab society, and we are about 20% of the whole citizens in the state of Israel. But the budget and the opportunities which is open in front of me and in front of a lot of the Arab citizens is much lower than other citizens. Investment should be made in the infra. I have told this. The second point is ensure security and political instability. And finally, ensure security and I have made it twice. Here I'm presenting the government initiatives to address the brain drain from Israel. First of all, the government should fund the model and change the existing policies and actions through the proposed model. Mainly adapting new laws and legislation in the educational and occupational fields, which will affect the labor market in the state of Israel. Here I have made several sub-fields, which is incentives for intellectual retention, investment in education and research field, ensure security and political stability, and after doing all these things, that it will impact the labor market. Through these initiatives, the government hopes to attract the Israeli mines that have left to go back to Israel, and even if they are still abroad, to make collaborations through the IT technology and other technologies in order to benefit the state of Israel even while being abroad.
That's it. It's okay. Thank you very much for your presentation. Vă mulțumim. Deci, în continuare, urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri pe marginea temei. Your presentation, please. Da. Stimați membri, aveți dumneavoastră întrebări sau încep eu? Poftim. Ok. Deci, ați menționat despre unele inițiative de guvern, dar știind situația politică la moment, care sunt inițiativele guvernului izraelitean pentru a aborda problema exodului de creier? Și care este impactul acesta asupra pieții izraelitene la moment? And what do you think are the intentions? What do you think are the intentions? Intention, what the Israeli government wants to do to address the question, to address the problem of Israel. Le rezolvă probleme, foarte scurt, așa, general, da. What government wants to do to address brain drain? As I have mentioned, the government initiative to address brain drain. The government found the model that I have suggested. To change the existing policies, actions through the proposed model, and mainly updating new laws and legislations that is required for the implementation of the model and the suggested recommendations. For example, the Council for Higher Education and the State Rights Act 58, the wage protection law, the workers' protection law, the entire ministerial committee for the return of academic with advanced degree 2009. Actually, the government of Israel have offered many times a lot of statements or solutions to mitigate the brain drain phenomenon, but in the field, a little bit of these suggestions were made. Actually, because the government, in the one hand, they suggest recommendations to compete with this problem, but on the other side, nothing is being made in the field, and the funding is less, more and more. So I hope the government, and I have implemented the model to the several ministries in the State of Israel, I hope they will fund the model and implement it, and the representative of each ministry do as well as possible in order to do all the recommendations that are implemented. Also, here there are more details about the actions that the government should do, which is offering salary bonuses, rich grants, and tax benefits for highly skilled workers who stay in the country. For example, if I pay too much taxes, everything is relatively. Some of the stakeholders that I have gave them my model, they told me, but the salaries in Israel is relatively high. But if we compare the salaries to the taxes that we pay, the high cost of living in Israel, at the total, we are in a very worse and bad situation. Also,
like that, increasing funding for universities, for research centers and education system to encourage intellectual growth. I wanted to give an example of me. Both of my sons decided to study abroad, even though they are very good students, because the admission requirements in the academic universities are so high, and they limit us to enter sought-after fields such as medicine, computer engineering. And if we want to study in these fields, the only option is to go outside of Israel. Thank you very much. Yeah. You're welcome. I have a question. Da, puteți spune în română dacă vă simțiți. Apoi, în română, am sigur. Da. Care sunt motivele care impun sau, cum spune, persoanele de a emigra? Deoarece nivelul de viață în Israel este destul de înalt, așa, pe plan internațional. Vreau zic că motivele și de ce avantaje sau ce, cum spune, țara Israel are de la emigrarea specialiștilor de înaltă calificare. So, first reasons or causes why people immigrate from Israel. And second, for brain drain, right? And second, benefits of the state of Israel from migration. What the state gets? What are the advantages for the state from benefits, migration? Benefits. I want to see where I can read my slides. Reasons. The main factors and causes for the Israeli brain drain. I have, first of all, I have made this analyzing I have made, and regarding according to this analyzing, here I'm summarizing the main causes and factors of the brain drain. Which I, as I have mentioned before, the unstable security situation, it's not the last war and the existing war in the year 2023, but it's from 75 years when my father was a young boy. Israel is existing, war are in Israel. All the time there are war in Israel. And the situation is going more and worse badly. So the security situation is a very serious factor and cause for Israelis to go out of Israel. And the political instability in the last 3 years. The government of Israel was changed between 6 till 7 times. Sorry. The government of Israel was changed between 6 till 7 times in the last 3 years, which should be once every 5 years. Okay. So the unstable political situation. And economically, the high level of taxes and living expenses, as I have show you in the previous slides,
Academically, the high tuition fees, obstacles in the educational system, especially in the sought-after faculties, which is mainly engineering and medicine fields, and occupationally limited job opportunities. Actually, in the state of Israel, there is no collaboration between the academic, economic, and educational fields. So the result is affecting the labor market. And actually, and in this, and attractive educational and career opportunities abroad, mainly in the United States of America. The other part of the question regarding how it will impact the state of Israel. Actually, it will impact the labor market field. The impact of the brain drain, it's a loss. It will impact the labor market field with loss of highly skilled workers, increase in unemployment rate, increase in dependency in foreign workers, and decrease in innovation, productivity, and competitiveness relatively to other countries worldwide. Thank you very much. The next question, please. No. To continue the thoughts of our distinguished Professor Roshka, he asked about the advantages of going out from Israel. I would like you to, but just shorten your answer, don't be too wide. What could be the incentives, or what could do the state in order to attract them back? To ask them to come back and to contribute to the further to the economic development of Israel. Thank you. What will be done? I think I think they, in order to attract the Israeli minds that have drained to other countries, we have to attract them to come back by dealing with the main causes that made them take the decision to go out of Israel, which is integrated reasons, such as salary, unstable situation, or unstable, or the high cost of living, and other things. So if we deal and solve the main causes, I think it maybe make them, and also to make collaborations and to connect with them while being abroad, in order to see, first of all, before coming back to Israel, that the situation has been changed, what will maybe make them decide to go back to Israel. Thank you. Thank you very much. The next question, please. Thank you. Thank you for your presentation and the deep, interesting research that you have done. My question, first question is, you have analyzed as an example medicine and different specialties in medicine. And you have showed that pediatrics, is on the top of living. Yeah. Could you explain why, namely, pediatrics? Yeah. Living so much Israel more than other specialties. Yeah. It was one of the schemes in your slides, this diagram. Yes, here. Yes, and pediatrics is actually the highest number. Yeah, pediatrics, and it's so different from the others.
Right, so why? Actually, in Israel, there is some fields, some of subfields in the medicine field as a whole that doctors can operate their own clinics, such as plastic, it's called plastic, mm-hmm. Eyes, and pediatrics. Mm-hmm. These fields, because a lot of people sought after and want to specialize in this field, the Ministry of Health don't allow them. Mm-hmm. They want these fields because these fields can earn a lot of money in these subfields. Mm-hmm. Because it's not possible in Israel, they decide to go abroad, to make the specialization abroad, and then to come back to Israel, and they are only needed to do two exams, the first and second exam stages, and then after passing the exams, and it's not very hard exams, a lot of them passes them, they can open their personal clinics and earn a lot of money. Okay, thank you. And one more question. So in your model, you have analyzed the implication of different ministries. Mm-hmm. Today, it also very actual long-run planning, what you are also doing, right? And not only in physical presence, but at distance, mm-hmm. So in virtual way, mm-hmm. Okay? So have you thought about some IT technology softs or how actually your model reflects that trend of distance learning, of IT technology implications? Okay, so a little bit more about your model in this dimension, related to distance learning and you mean how the IT technology will serve my model? Yes, and be implied in your model in sense that using IT technologies, it is possible also to prevent the exhaust or brain drain of the country, right? Because not necessarily to go abroad, but by distance learning, it is possible to learn from abroad, being in Israel. Okay, so By being in Israel, you can use distance learning and learn from other universities using IT technologies. Yeah. I okay? know. Yeah. Yeah. So, and so the first one, you have IT technology is, yeah. Save my model. Mm-hmm. My model. Mm-hmm. And how? Distance learning. Mm-hmm. Will contribute to implement your model. Well, want to review to the model or yes. To solve the brain drain? To solve the brain drain, yes. But your model also about solving so brain drain. So it's brain thing. So it's, I think 31 was about that. Yeah, here. Within the framework of my model, I have made use is sensitive, a huge use of IT technology, which helped me a lot in collecting that information from various sources around the world for saving the data, making analyses with the specific techniques and programs, access it to other related ministries, such the Centers of Bureau of Statistics, to the several ministries, to the occupational field, to universities,
to the HCE, which is the High Council of Higher Education in Israel. And this technology have made it more easier, cheapest, more cheap, cheapest to deal with this data and analyze it. For example, in my research, I have made use of 238 sources, and I could do it by being at home only with my computer and the internet. A little bit, some sites need a little bit to pay money, but not there is no need to travel to Moldova in order to bring data about Moldova and or other countries. Mm-hmm. So it helped me analyze the data, making all the procedure in my model. So it served me a lot. And also for sending the recommendation, the model for connection with other bodies and stakeholders, I could made it only with my laptop by being at home. And regarding the second part, how distant learning will contribute to solve the problem, it can help, but not too much, because the higher Council of Education in Israel makes structured conditions for learning. For example, when I study here in Moldova for my third degree, I have to prepare now after I hope to pass this defense, and after that I have a lot of things to do in order to work or to in order to get the doctor Confirmation. Yeah, because there are a lot of things that they require. For example, if my son or a lot of citizens want to study medicine, it's not allowed or visible by distant learning. Mm-hmm. So the fields or subfields that allow to be by distance learning is something like, I think something like 5 to 7% from the total fields that is allowed by the higher council of the Council of Higher Education in Israel. Thank you. So it may be helped a lot, but not too much. Thank you very much for your answer. Acum, conducătorul științific va aduce la cunoștință avizul comisiei de îndrumare, avizul de departament de profil și alte avize asupra tezei de doctor, asupra temei. Doamna Golovată, succint, vă rog. Succint. Informația referitor la ședința comisiei de îndrumare. Ea a avut loc pe data de 23 februarie 2023. Decizia comisiei a fost de a recomanda despre examinare în cadrul departamentului de profil. Avizul conține sugestii și obiecții din partea membrilor comisiei de îndrumare și susținerea din cadrul departamentului de profil a avut loc pe data de 9 martie 2023. Decizia departamentului a fost de a recomanda în cadrul școlii doctorale operând modificările de reguloare. Acum, suplimentar au fost transmise avize la teza de doctor. Primul aviz este al doamnei Lobanov Natalia, doctor habilitat, profesor universitar. Și avizul, aceste două avize am în vedere din Moldova și din partea doamnei Bădăra Mirena, doctor conferința universitar, prin care se specifică meritul de acordarea titlului de doctor în economie pentru lucrare analizată,
Și mai sunt câteva avize din Israel, avizul domnului Omar Shalabi, manager principal la Ixal High School din Israel, prin care se marchează că teza reprezintă o contribuție semnificativă și prin care se specifică meritul de abordare a titlului de doctor în economie pentru lucrarea analizată. A doilea aviz a domnului Asadi Mahmud Amar și a treilea de la Abu Al-Heia Mayed. Aceste două avizuri, aceste două persoane sunt manageri principali, reprezentanții la instituții superioare și la fel remarcă că doctoranda a cercetat în mod surprinzător problema și indică posibilitatea de a acorda titlul de doctor. Dacă în scurt. Vă mulțumim mult, doamna Ludmila, pentru prezentarea acestor avizi. Deci rugăm doctorandul să se pronunțe asupra marginii avizilor, specificând gradul de realizare, sugestii și obiecții. Dar specific că există un tabel destul de voluminos pentru aceste avize. Doamna conducător, văd că aveți 77 de recomandări. Dacă puteți să urmă conducătorul, sunt în diferite timp și împreună cu autorul să vă expuneți. O să aleagă cele mai principale. Eu pot să vă dau un tabel, eu l-am văzut și ca să pornim. Doar să se expună superficial, adică dacă în profil. Ați realizat, ați ținut cont de aceste realizări? Asta după comisie din drumare, dar este după departament. I think they sent strong to the All the corrections done. Yeah, all. It's just a short one. Cât se poate mai succint. From the first correction? From the second. The second? Yes, from the second and choose not all, but about more important. Okay. Dacă s-a ținut cont sau nu s-a ținut cont? S-a ținut cont la toate. S-a ținut cont. Nu sunt de procente de a îndeplini într-o cont. Yeah, yeah, for sure. All the comments to start? No. Yes, yes, please. First of all the comments, I thank you for your comments because I know you are super professional and I'm so glad to hear it from you. And make the required corrections in order to be in order that the thesis be better professionally. And I have made all the comments that they asked me to do. Thank you. Same thing. You need this, yeah. This one, the second, this is the second one. The second one, it's my second one. I shortened it. Yeah, this is the one. Man, I shortened it to your table. Yes, you made very, very detailed. And I shortened it. Yeah, here, for example, this is the one regarding the second defense, which was held in 2023 here in Moldova. Here are the comments and the corrections that I have done and the pages in the thesis. The first comment was regarding to add information about the current situation and perspectives and means of government policy. In the presentation, I have talked about what the government of Israel should do in order to increase and add more information. Also, from not only in Israel, but also from point of view of different countries
from different countries. And here, for example, I have added the Venezuela. I have talked about the government, the attitude of the government of several countries such as Venezuela, the Turkish Prime Minister, Germany, the United States, Australia, Russia, and the Republic of Moldova, Ukraine, and in global vision. The second comment was the lack of author regarding to the definition, and I have also added global definitions of brain, and I have adapted my definition regarding the brain phenomenon, as I have said after analyzing the whole data in my dissertation. Okay. Here I have made it. The third one was regarding positive effects from the brain drain. And as you know, the brain drain will have also positive effects, especially when the brain drain is in a term of cycle. If it is in means of cycle, it will bring also gain for the country that its professionals have outflow from it. And here I have taken and increased some concerns to the brain drain when it is in form of cycle or circulation. I have talked also about brain gain in different countries and how it affects the balance, circulation, and distribution. And here I have talked about brain gain and intellectual circulation. After that, there were a comment regarding the importance to the state, the importance to state what the PhD candidate implemented from the proposed recommendations concerning in the educational system, in legislative system. And here I have also added some attitude to candidate and sign what have been made and implemented in the academic institutions. And I have mentioned in my dissertation that several academic institutions and education institutions in the state of Israel will implement some parts of the recommendations and suggestions according to the model in the dissertation. Continue. Sure. Thank you very much. Vă mulțumim mult. Deci, stimați referințe a Comisiei de Susținere a Publică a Tezei de Doctor, în continuare vă rog să prezentați referatul de analiză și să vă pronunțați asupra posibilității obținere de către studentul doctorand la titlul științific pretins. Deci, conform ordinului, suntem patru referințe ai Comisiei de conținut a referatului. Dacă îmi permiteți să încep eu primul și după aceasta da. Să fim cât mai succesuri. Da, sunteți de acord. Da. Deci, în continuare, voi da citire a referatului de analiză la teza de doctor. El este transcris și în limba engleză și în limba română. Voi citi în limba română pentru protocol, dar vor fi prezentate ambele două variante. La tema tezei de doctor, influența exodului de creier al studenților israeliteni care studiază în străinătate pe piața muncii israeliteni în comparație cu situația internațională prezentată de către doamna Amon Hapashi Manal Hassan la ședința Comisiei de Doctorat pe program de doctor specializat de 521-02 Economie Mondială, Relații Economice Internaționale. Conducător științific, Golovată Ludmila, doctor în științe economice, conferențiar universitar. În urma analizei tezii, deci toate punctele este expus pe 6 pagini, deci nu voi da citire la toate punctele care sunt analize, dar voi pronunța punctele
forțe și punctele slabe din această temă. Tema abordează mobilitatea specialiștilor de înalt calificare în contextul sistemului academic și științific. Această analiză este situația actuală și prognoza dezvoltării sistemului sunt strâns legate de problema deplasării asupra specialiștilor în industrie, universități și cât în organizațiile industriale. Această mobilitate internațională a populației educate este vitală pentru ambele țări implicate, aducând un beneficiu la nivel global prin schimbul de cunoștințe și posibilitatea desfășurării cercetărilor. Cu toate acestea, la nivel național, migrația specialiștilor calificați poate avea impact asupra potențialului științific și tehnologic al unei țări, putând îmbunătăți sau afecta perspectiva de dezvoltare. Acest termen de exod al creierilor a apărut în anii 60, descriind fenomenul de cațar de origine, pierderea de avantaje cele mai active și educate părțile populației. În timp ce țara de destinație beneficiază de influxul de specialiști calificați, este relevant și conceptul de depășire a creierilor legat de supraproducție de specialiști în țara de origine în raport cu cererea pentru activitatea științifică. Această situație la moment se observă foarte mult în Israel, cât și în țările Uniunii Europene. Ceea ce privește despre analiza metodologiei utilizate și gradul de corespundere aceasta cu obiectivele menționate, aș menționa că cercetarea se concentrează spre relevanța importanței reducerii exodului de creier din Israel, propunând model economic-educațional complexiv. Scopul acesta este de a diminua amploarea și numărul studenților israelitieni care pleacă la studii în străinătate. Cercetarea se bazează pe contribuția unor autori israelieni, precum Afola, Nurmi, Apache, Tades, Brander și alții. Totodată sunt evidențiați mai puțin autorii autohtoni. Analiza metodologiei utilizate și gradul de corespundere acestei obiective menționate, că cercetarea se concentrează mai mult pe acest model economic educațional comprehensiv. Următorul punct este analiza conținutului tezei de doctor. Teza de doctor are următoarea structură: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări. Bibliografia este de 248 de titluri, 43 de anexe, 130 de pagini de text de bază, 20 figuri, 22 de tabele. Ceea ce este impresionat că rezultatele tezei au fost expuse în 26 de articole științifice. Nu a să dau citire iarăși conținutul de introduceri, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, pe parcursele au fost explicate de către doctorat. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării, concluzii, finalele recomandări și a impactului acestor asupra domeniul abordat, putem menționa că autorii evidențiază că lipsa de tratament adecvat a fenomenului brain drain aduce la o creștere a acestor la implicații negative în domeniul educațional, social, economic și ocupațional. Este necesar de menționat că modelul și recomandările oferă soluții teoretice aplicabile și practice, necesând o colaborare adecvată cu guvernul, diverse ministere, organizații relevante pentru a aborda cu succes această problemă din perspectiva economică, comercială, culturală, industrială și ocupațională. Asemenea, un model poate fi adoptat și implementat la nivel global cu accent cât și pe Republica Moldova. Noutatea științifică, contribuția personală a autorului. Acest studiu se concentrează pe fenomenul brain drain în contextul global în Israel, analizând impactul migrației specialiștilor asupra pieții muncii. Autorul propune un model economic și educațional pentru a minimiza această problemă, evidențiind necesitatea unei politici conștiente și în gestionarea migrației internaționale a intelectualilor. Studiul se bazează pe contribuția cercetărilor și propune soluții legislative inovatoare pentru autoritățile izraelitene, având ca obiectiv stabilirea unor principii teoretici privind compensarea impactului negativ asupra economiei izraelitene. Ceea ce privește stilul, claritatea și precizia exprimării, este propus o examinare impresionată prin structura organizată și utilizată eficient în elemente precum tabele, figuri. Structura tezei este corespunde, cât și conține foarte multe anexe. Stilul este impecabil, corectitudinea gramaticală și limbajul științific coerent, convingător și sublinează maturitatea și calitatea acestei cercetări. Corectitudinea aparatului științific și surse bibliografice este o acoperă gama variată de autori.
studii relevante la tema abordată. Ceea ce am menționat mai sus, că este 248 de surse relevante la cercetare. Corespunderea conținutului tezei cu tema aprobată, prin publicația autorului și rezumatul tezei, eu am menționat că sunt 26 de lucrări științifice. Rezultatele studiilor au fost aplicate de către autor în instituție Iqsal High School, Assad Comprehensive School și altele. Corespunderea tezei de doctor la titlul solicitat. În urma examinării conținutului tezei de doctor și a rezumatului temei la tema tezei, influența exodului de creier a studenților izraelieni care studiază în străinătate piața muncii izraelieni în comparație cu situația internațională de către autoarea în cauză, putem menționa că teza de doctor evaluată concentrează asupra mai multor aspecte cruciale pentru a confirma respectarea standardelor academice și specialitate. Titlul și conținutul tezei sunt în concordanță cu tema abordată și aduc elemente inovatoare în domeniul științei. Se focalizează și se concentrează pe aspecte cruciale, cum ar fi argumentarea relevanței temei, cercetarea, definirea clară a obiectivelor principale, aplicarea unei metodologii adecvate și aceste elemente sunt esențiale pentru confirmarea alinierii tezei la specialitate 521.02. Calitatea prelucrării și prezentării materialului în tese, precum și aptitudinile autorului, sunt evaluate prin intermediul conținutului suplimentar, cum ar fi tabele, figuri, anexe și alte tipuri de metode aplicate. O analiză detaliată a acestui aspect evidențiază materialele bine prelucrate și prezentate într-un mod convingător, utilizarea unui stil științific adecvat, precum ceea ce am menționat anterior. Evaluarea metodologiei de cercetare, studiul empiric și interpretarea datelor reprezintă un aspect critic al unei teze de doctor. Menționăm că aplicarea corectă a metodologiei studiului empiric și interpretarea datelor în teze de doctor sunt fundamentale pentru validitate și relevanța cercetării. Respectarea eticii cercetării și a practicilor academice corecte reprezintă un pilon fundamental în redactarea unei teze de doctor, ceea ce se exprimă bine în teza. Ca concluzie finală, apreciind investigațiile efectuate, constatăm că teza de doctor în științe economice cu tema influența exodului de creier al studenților izraeliteni care studiază în străinătate piața muncii izraeliteni în comparație cu situația internațională, elaborată de Amon Habashi Manal Hassan, reprezintă o contribuție științifică finalizată, integrând cât aspecte inovaționale, cât și cele științifice, oferind o valoare aplicativă. Teza corespunde cerințelor regulamentului în vigoare, iar autorul lucrării, doamna Hassan, merită conferirea titlului de doctor în științe economice la această specialitate, 521.02, Economie Mondială, Relații Economice Internaționale. Vă mulțumesc! Deci, stimați membri, colegi, vă rog frumos să vă expuneți. Prelungim. Domnul Roșca, vă rog mult. Eu vreau să menționez următoarele momente. Mai întâi de toate, multe teze au fost deja elaborate privind migrația din Republica Moldova, iată câteva teze la noi în Republică. Eu singur, ca conducător științific, am avut o teză în 2014 din la Craiova, migrația în România. Peste vreo 3 ani a fost o altă teză, migrația în Uniunea Europeană, de la Constanța. Dar iată, migrația, forței de muncă, a creierilor, vreau zic că a specialiștilor din altă calificare din Israel, asta de prima dată. Și vreau să atrag atenție că autoarea a efectuat o cercetare științifică destul de multilaterală, a analizat o informație foarte bogată care a fost exprimată, iată, dumneavoastră președintele a menționat că are atâția tabele, atâtea figuri, eu n-am să menționez, are vreo 48 de anexe care conțin o informație foarte bogată, analizată și în teze, autoarea a prelucrat și i-a ajutat ca să formuleze foarte argumentate propuneri, concluzii
Iată, pe baza acestei analize foarte profunde, autoarea a izbutit să elaboreze o teză la nivelul cerințelor. De atâta, eu am să dau citire unele momente care eu în recenzie am. Mai întâi de toate, eu am constatat că conținutul tezei și a rezumatului, problemele formulate de autor sunt bine argumentate teoretic, științific, se bazează pe o analiză profundă a situației reale pe piața forței muncii din Israel, ținând cont de experiența mondială în acest domeniu. În alt compartiment, enumăr toate momentele care redau noutatea științifică a tezii, deoarece numai ce a fost menționate, eu consider că autoarea a izbutit să formuleze în teza sa destul de interesante și de folos teoretic științific, vreau zic că ca elemente din noutate științifică. Alt compartiment care l-am menționat în ceea ce privește valoarea teoretică și practică. Desigur că elaborarea acestei teze de doctorat va contribui la ameliorarea situației în Israel și nu numai în Israel. Organele care se ocupă cu acest domeniu consideră că au ce folosi din acele propuneri și recomandări care sunt formulate în teză. De aceea consider că teza are o valoare științifică și practică destul de înaltă. În ceea ce privește suportul metodologic, foarte bine autoarea a folosit metodele de analize. În ceea ce privește redactarea tezei, eu consider că teza este destul de bine redactată, este redată într-un limbaj științific, profesional, înalt, care denotă nivelul de pregătire a doctorantului. Un alt moment, în ceea ce privește, vreau zic că concluziile și recomandările. Consider că, îndeoseb concluziile generale, foarte bine sunt redate și teza conține propuneri concrete, realizarea cărora va contribui la ameliorarea situației în domeniul cercetat. În ceea ce privește valoarea rezultatelor, păi iată, numai aceea că dumneiei a participat la câteva conferințe științifice unde a prezentat rezultatele cercetării și a publicat, vreți că atâtea, aproape trei, aproape 30 de lucrări științifice care au adus la cunoștința organelor respective și a publicului rezultatele științifice care dumneavoastră le-a obținut. De ce? Și rezultatul, iată, prezentării dumneavoastră astăzi ne-a convins că posedă destul de bine, profund, problema care a studiat-o și merită ca noi să luăm decizia corectă, să-i conferim gradul științific de doctor în științe economice la specialitatea economia mondială, relații economice internaționale. Dar în ceea ce privește teza și rezumatul,
corespund cerințelor ANACEC. Vă mulțumim mult, domn profesor, deci stimați colegi, domn Stratan. Mulțumesc mult. O să încerc și eu să fiu cât mai laconic. Avizul este prezentat pe 5 pagini și am să merg foarte succint pe compartimente. Deci, în primul rând, analiza actualității. Tema de doctorat, influența exodului de creierii a studenților israelieni care studiază în străinătate și protecție multe în comparație cu situația internațională, este una extrem de actuală și relevantă din perspectiva specifică israelian, pentru că am avut foarte multe probleme care se confruntă la acest capitol statul israelian, multe dintre ele fiind și asimilarea Republicii Moldova. Deci este actuală nu numai din punct de vedere a specificului israelian, dar și din punct de vedere a specificului regional, dar poate și în context global. De aceea, analiza țărilor economiei emergente rezultate și modul în care se confruntă cu aceleași provocări, poate să ofere și pentru noi mult mai bine înțelegerea acestui fenomen, contracărarea pe partea acestui, sau chiar dacă nu reușim să-l contracărăm, atunci să găsim acest mecanism și stimulente de a contribui la întoarcerea acestui creier pierdut, ca până la urmă să beneficiem economiile noastre naționale de plus valoarea cu care vin ei înapoi. Din acest punct de vedere, consider problematica dată actuală, dar și de lungă durată. Actualitatea ei, cel puțin pentru cazul Republicii Moldova, nu va fi epuizată prea repede. Nu se va epuiza prea repede. Analiza metodologiei utilizate și gradul de corespundere a acestea cu obiectivele menționate. Lucrarea și studiul în ansamblu abordează fenomenul cercetării într-un mod destul de riguros, se recunoaște necesitatea utilizării și autorul o face așa, corect în cunoștință de cauza metodelor, un complex mare de metode, tehnici științifice pentru a obține o imagine cât mai completă a fenomenului investigat și pentru rezolvarea sarcinilor propuse. Metodele științifice au fost orientate către de diferite abordări, de diferite etape, începând de la definirea clară a problemei, a fost formulată ipoteza generală și combinată cu deci, colectarea și analiza datelor adunate. Cercetarea se bazează pe raționamente deductive care sunt utilizate pentru a investiga consecințele problemei, iar verificarea ipotezelor este realizată prin diverse formulări calitative, cantitative și un arsenal matematic de asemenea utilizat. Analiza conținutului de doctorat al tezei de doctor. Este un scop bine definit, cel care, prin care se încearcă să se efectueze o analiză științifică a fenomenului lecțiului creierilor la nivel global, dar și cu accent pe situația de statul Israel. N-am să mă opresc aici prea mult, că a fost enunțat. La fel, pentru îndeplinirea acestui scop, autoarea din punctul nostru de vedere a formulat corect câteva obiective pe care și le-a atins. Acestea țin de, în primul rând, compararea diferitor definiții a migrației intelectualilor, creierilor la nivel internațional și rolul acesta în contextul global și al migrației forțe de muncă, identificarea tendințelor generale și specifice ale migrației intelectualilor în sistemul mondial și așa mai departe, ele sunt anunțate atât în textul, atât a rezumatul, cât și a lucrării. Aici nu aș vrea să mă opresc prea mult. Vreau să fac anumită referință la, deci pe scurt, la capitolele care prezintă, de fapt, conținutul de bază. Deci, în primul capitol, aspecte teoretice ale impactului exodului de creier din Israel asupra pieței naționale a forței de muncă în comparație cu situația internațională. Prezintă interes această încercare a autorului de a investiga dinamica migrației calificate din Israel în context global.
prin aceasta explorându-se relevanța și consecințele migrației intelectuale, nu doar pentru economia israeliană, dar și pentru sistemul economic global. Autorul aduce o contribuție în sintetizarea deci perspectivelor internaționale și locale și reflectă în accepție proprie impactul acestor procese din punct de vedere a globalizării, deci schimbările demografice și factorii macroeconomici cu care se confruntă anumite economii. Deci acest lucru a fost prezentat în comparație internațională și este foarte relevant. În cel de-al doilea capitol, acolo unde autorul încearcă să efectueze o analiză la propriu a exodului de creiere israeliene și influențele deci sale asupra situației academice a pieței muncii din țară, constatăm că a fost deci, o concentrare mai mult pe examinarea detaliată a acestui fenomen de creiere din Israel și a efectelor asupra pieței locale din muncă. Iarăși în comparație cu anumite tendințe internaționale. Aici autorul efectuează evaluarea datelor statistice, explorează diverse soluții și strategii adoptate de alte țări pentru a aborda aceste provocări. Și o secțiune specială este dedicată și situației Republicii Moldova, așa după cum am afirmat anterior, noi putem identifica anumite asemănări în ceea ce constă, în ceea ce constă problemele care se confruntă ambele state la acest capitol. Și în al treilea capitol, modelul de combatere, da, sau modelul cumva de luptă a statului cu acest exod de creiere, până la urmă, poate nu e atât de gravă prima parte atunci când vorbim de exodul de creiere, mai mult este gravă cea de două componente atunci când noi încercăm să identificăm soluții de a atrage acești creieri înapoi, ca să nu pierdem, să nu pierdem nu numai cantitativ din numărul populației, dar să nu pierdem și experiența pe care eu capătă peste hotare. Aici autoarea cu succes reușește să discute și să abordeze politicile adoptate de statul Israel, propune diferite modele de dezvoltare în continuare, recomandări adresate direct diferitor instituții la nivel central, cum ar fi Ministerii de Resort, după profil, și capitolul propune un model economic inovator care identifică factorii cheie și, după cum spuneam, autoritățile implicate pentru aceasta. De asemenea, autoarea, în ultimă instanță, încearcă și conturează deci, o, așa, o contribuție proprie vine la, la, deci, la noutatea științifică, care are destul, un caracter destul de original, se manifestă prin dezvoltarea acelui model economic, să spunem așa, progresiv sau avantgardist, da, care abordează redistribuirea resurselor intelectuale. Am atras atenție și vreau și eu să remarc că studiul include o analiză comprehensivă care oferă o perspectivă nouă asupra comportamentului uman al studenților și specialiștilor din învățământul superior. Și aceasta ar contribui la formularea unor concluzii și recomandări solide, probabil și în continuare. Deci, datele prezentate de autoare în cercetarea sa, deci, culminând cu acest model emergent pe care l-a prezentat, pot fi utilizate și pe termen scurt de către autorități. Concluziile cercetării sintetizează rezultatele majore obținute. Și în prezentarea de astăzi au fost prezentate, am manifestat o bună cunoaștere a domeniului, a răspuns bine la întrebările membrilor comisiei, membrilor consiliului, ceea ce mă face să cred că avem într-adevăr în față un specialist destul de format și versat în materie. Lucrarea este scrisă în limba engleză, de aceea doar rezumatul în limba, rezumatul în limba română. A fost dar lucrarea este scrisă în limba engleză aici. Este așa, coerent, erori nu sunt, se respectă corectitudinea aparatului științific și a descrierilor bibliografice, corespunde condițiilor de tehnoredactare, care sunt înaintate față de asemenea lucrări de către ANACE.
Remarc și eu faptul că la baza acestor cercetări și lucrări, și lucrări în ansamblu stau deci, aproape 30, la noi se figurează 24 de lucrări științifice care cumva atestă recunoașterea pe de o parte a contribuției și pe de altă parte totodată validarea a priori susținerii de astăzi a rezultatelor obținute. De aceea, în ansamblu, apreciind aceste investigații, constatăm că teza de doctor în științe economice, tema influenței exodului de creier a studenților israelieni care studiază în străinătate asupra pieței muncii în comparație cu situația internațională, elaborată de către doamna Muncava și Manal Casandre, prezintă lucrare științifică finalizată, conține inovații științifice și o valoare aplicativă și teoretică înaltă. Teza corespunde cerințelor regulamentare în vigoare, iar doctoranda sau competitoarea, doamna Muncava și Manal Casandre, merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice și eu am pus un calificativ foarte bine. La sfârșit și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult, domnul Stratar. Deci, în continuare, doamna Șcan Zorina, doamna doctor habilitate, profesor universitar, vă ne prezenta următorul referat. Poftim. Da, mulțumesc. Deci, stimați colegi, dați-mi și mie să prezint referatul de analiză. Teza de doctorat, în primul rând, eu aș vrea să subliniez faptul că, într-adevăr, am avut mai multe susțineri la temele de flux migraționist. So I will also speak a little bit in English. So we also had different defenses, thesis defenses on the migration research in the Republic of Moldova. And recently we had also some defenses, even migration fluxes, Israel, University, International University, Liberal, Ulim. But such a deep research on brain drain, so that was not yet done, and it's actually present a special direction. And to my mind, it was really done with success. So the topic is highly actual, not only for Israel, but also for the Republic of Moldova. And it is not incidental that you are here. And we supported this defense and supported this presentation of the model because it's indeed considered to be useful for many countries, not only Israel. So in such a way here, it's welcome to make not only national level contribution, but also global level contribution. So for this, it's really interesting, and that's why I would say that indeed the topic is highly actual for Israel, for the Republic of Moldova, and at global level under globalization in general. Deci, să mai continuăm un pic în română acum. Deci, am subliniat actualitate extremă de temă. Deci, de mai departe, referindu-mă la metodologiei de cercetare, deci au fost utilizate diferite metode, deci și general științe, fizice teorie, deci și deci metodele empirice. Autoarea a demonstrat și capacitatea de a aplica metodele din statistică și matematică economică, deci modelul de corelație Pearson, modelul de regresie, modelul linear și altele. Deci, teza corespunde după structura cerințelor ANACEC, deci are trei capitole, trei patru subcapitole, concluzii, recomandări, notări în engleză și română. Deci, introducerea este structurată de asemenea conform cerințelor, deci reflectă actualitatea,
relevanță cercetărilor, scopul, obiectivele, semnificația teoretică și valoarea aplicativă tezei, ipoteza cercetării. Deci toate elementele sunt respectate. Deci este și o remarcă în vederea originalității și noutății științifice care constă în dezvoltarea unui model economic inovator și identificarea unor soluții privind circulația resurselor intelectuale, inclusiv formularea unor principii de politică de stat în domenii migrației intelectualelor, furnizarea de recomandări metodologice și inovatoare pentru ministerele israeliene, dar și pentru Republica Moldova, și deci, care ar putea permite reducerea cererii de mobilitate academică și exodul de creiere. Deci, autoarea a făcut o cercetare amplă la nivel teoretic, cercetând diferite abordări și concepte în vederea, deci pe tema dată, în capitolul 1. Deci, alocinată influența și pieții contemporane a forței de muncă asupra migrației specialiștilor în alt calificație, precum și rolul oamenilor de știință izraelieni în producție și implementarea cunoștințelor științifice. În capitolul 2, deci, autoarea a analizat fenomenul internațional exodul de creierii în mai multe țări europene și în Statele Unite, a făcut mai multe comparații, deci, analize comparative la nivel internațional și global. Deci, a adresat și Republica Moldova și alte țări din regiune. Deci, în capitolul 3, autoarea a prezentat modelul de combatere exodului de creieri izraeliene, responsabilități și recomandări. Și, deci, cu succes, de fapt, a dezvoltat acest model care ar putea fi de folos și pentru țara noastră. Deci, recomandările autoare ar putea fi utile pentru mai multe țări, cum eu am spus, și au fost înaintate Consiliului pentru Învățământ Superior Israelului, privind realizarea unor reforme de eficientizare, îmbunătățire și modernizare sistemului de învățământ superior din Israel. Eu aș vrea să subliniez și faptul că în modelul dat, autoarea a încercat să demonstreze necesitatea sinergiei, efectul sinergic pozitiv, că toate ministerele de resort, de fapt, unesc eforturile și ca rezultat efectul sinergic pozitiv de soluția problemei. Deci, doamne, să fie într-adevăr implementat. Deci, aprecieri cu privire la stil, claritatea și precizarea exprimării, deci teza este scrisă în stil științific, dar și accesibil. Deci, cu utilizarea mai multe termeni și concepte relevante, deci, problema de cercetare este la Britanie, Australia și alte, prezentată în modul de studiu accesibil citirii, pagina 214, dar aceste au fost căpări tehnice, de fapt, care nu influențează nici conținutul, nici munca tehnică pe ansamblu de succes, reușită, și din cauza asta nu influențează mult rezultatul final. Aprecieri cu privire la corespunderea rezumatului, deci pe ansamblu rezumatul tezei corespunde tezei atât în limba română cât și în limba engleză. Deci teza era scrisă în limba engleză, foarte dezvoltată, deci la nivel gramatical reușit, deci corect. Deci
Dacă noi facem comparație, în teza au fost 18 concluzii și 16 referințe și luând în considerație noutate și originalitate științifică, bază teoretică și metodologică a tezei, care se deosebește prin bună structurare a materialului expus, abordarea sistemică a fenomenului cercetat, precum și tehnologia științifică selectată, pusă în circuitul. La conducător. Acuși, da, oferim cuvântul, pentru că mi-e ego, că caracterizează nu teza, dar caracterizează persoana. Dacă sunteți de acord, dacă aveți careva obiecții sau... Adică doamna. Dumnezeu se exprimă. So, if you have some objections to what was said, or you agree with all these conclusions, you can say no. Dacă nu are, nu este o problemă. If you have no objections, no comments, nothing. As I understood from the translation of Ms. Elena, almost all your comments were positive, a little bit technical things as you have said, and I appreciate to hear about it. That's more for future when you publish the work. Yeah. But it doesn't influence in fact now. Okay, but I will express my deepest thanks to all of you honorable members of the committee. I am so glad to be here to hear your professional comments and opinions regarding my thesis. Thank you really very much. I hope to be another time here in Moldova, maybe in another studies, I don't know. We will talk about it. Also, my deepest thanks to Dr. Gulavatai Ludmila. She never hesitated to help, to support me, even personally, not only professionally. And my deepest thanks to you for your that you gave me from your valuable time for being here for more than 2 hours. Thank you very much. Hoping for peace worldwide and to go back safely to Israel after I hear your decisions. Thank you very much. I hope also for your positive decisions. Okay. Thank you very much. În continuare, oferim cuvântul doamnei Golovata, Ludmila, doctor științe economice, conferențiar universitar, să se ofere cuvântul despre doctorandă, despre asupra lucrurilor tezei de doctor. Doamna Ludmila, vă rog frumos să faceți o mică caracteristică asupra doamnei. Nu am probleme. Ah, păi da. Yes, couple of words about the Amon Habashi Manal Hassan. Doctoral student. I know her from 2018 when she joined the doctoral school in the Institute of International Relations in Moldova. She graduated, as we see from here, CV. Bachelor of Arts in Accounting and Economics from the Hebrew University of Jerusalem. She graduated master degree in education, which she received with the presidential honors with the two specializations, learning technologies and learning systems from the Open University of Israel. And during her postgraduate studies here in Moldova, she proved herself to be a competent, highly erudite specialist, both in the field of education and in the problem of migration, loss of intellectuals, and at the same time, in the domain of the impact of this phenomenon on the labor market.
She demonstrated during all these years the ability to independently carry out in depth theoretical research and conduct a wide range of scientific papers, taking part in conferences, in scientific seminars, in roundtables. I want to say that along with her research work, she carries out educational activities, permanently improving her teaching skills at Al-Zahrawi High School. High school, it's an educational institution in Israel, and showing herself to be an erudite teacher. And also she successfully performs the functions of a manager. As I know, she is solving the extraordinary problems of today's war period. I want to say a couple words about your dissertation, because I think that it enriches science with a number of new views of on problems traditionally important for theory and practice, since it contains a number of interesting new results, the scientific reliability of which is beyond doubt, which are important for understanding the management of this process. In this regard, she presented several commitments, or maybe better to say certifications, by educational and academic institution in Israel to implement a number of recommendations contained in the proposed model. The results of the dissertation were fully and timely published in periodicals, reported at conferences, seminars. She showed a great scientific scrupulousness in working on her dissertation, and proved herself to be a highly qualified and proactive scientist capable of solving complex scientific problems. Especially, I would like to note her independence in the work she has done, her ability to think creatively, perseverance, as well as her good orientation in such a specific subject of research. And one more thing, she was able to successfully cope with the challenges that had to be overcome. I mean, the first challenge, the loss of the first scientific supervisor, Grybinche Alexander, Dr. Habilitat, she was very upset, but didn't stop. This fact didn't stop her. And then the twice accomplished restructuring of educational institution in Moldova, in which she found herself. First, the takeover of Institute of International Relations of Moldova by the Academy of Public Administration, and then the takeover of the Academy by the State University of Moldova. So in general, Habash Emanuel, graduate doctoral student, can be described by me as a well-formed researcher, capable of solving the problems posed, worthy of a PhD degree. I think that her dissertation meets the requirements of the Anacek, and the applicant deserves the degree of PhD in speciality world economy and international economic relations. Thank you. Mulțumesc mult. Deci, stimați membri ai comisiei de doctorat, vă rog frumos să ne retragem în cabinetul în care este destinat pentru a
oferi calificativul pentru a vota propunerea pentru acordarea titlului de științific doctor științe economice. Noi vă mulțumim mult, deci o pauză de 10-15 minute, vă rog frumos să ne retragem. Da. Stimată doamnă doctorant, deci proces verbal numărul 2 din 19 ianuarie 2024 a ședinței Comisiei de Doctorat privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctor. La ședință au fost prezenți 5 membri Comisiei de Doctorat, următoarea componență: Corețchi Boris, doctor în științe economice, conferențiar universitar; Stratani Alexandru, doctor habilitat în științe economice și profesor universitar; Roșca Petru, doctor habilitat în științe economice și profesor universitar; Șușcanu Zorina, doctor habilitat în științe economice și profesor universitar; Golovată Ludmila, doctor în științe economice, conferențiar universitar. A evaluat teza de doctor în științe economice cu titlu Influența exodului de creier al studenților izraelitieni care studiază în străinătate pe piața muncii izraelitieni în comparație cu situația internațională, prezentată și elaborată de doamna Amun Habash Manal Hassan, și au constatat: 1. Susținerea publică a fost organizată în conform prevederilor regulamentare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezelor de doctorat. 2. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza de doctor cu titlu Influența exodului de creier al studenților izraelitieni care studiază în străinătate pe piața muncii izraelitieni în comparație cu situația internațională și i-au atribuit calificativul foarte bine. 3. Membrii comisiei de doctorat au votat conferirea cu titlului de doctor în știință autorului a tezei cu denumirea Influența exodului de creier al studenților izraelitieni care studiază în străinătate pe piața muncii izraelitieni în comparație cu situația internațională, după cum urmează. 5. Pro, contra, 0. Se pune la vot rezultatele votării, da. Sau punem la vot. Cine este pentru, vă rog, votați. Vă mulțumesc. 5 pro. În temeiul acestui comisie de doctorat a decis a atribui calificativul foarte bine tezei de doctor în științe economice cu titlul Influența exodului de creier al studenților izraelitieni care studiază în străinătate piața muncii izraelitieni în comparație cu situația internațională, elaborată de doamna Amun Habash Manal Hassan. 2. A conferit titlul de doctor în științe economice a doamnei Amun Habash Manal Hassan, de doctor în științe economice, doctor în științe economice, specialitate 521.02, economie mondială, relații economice internaționale. Se pune la vot pentru a încheia procesul verbal. Cine este pentru acest? Vă rog, vă mulțumesc mult. Președinte Corețchi Boris, contrasemnez. Un felicitat și... Da. Deci, conform procedurii, îi se oferă cuvântul de mulțumire doamnei... O spus, dar totodată după procedură, cuvântul de mulțumire doamnei... I'm so, so excited. Thank you very much all for your another time, for your evaluating the time and that you have been here for three days, okay, 3 hours, and you have I'm so excited. You have read my dissertation, you have gave me your opinion, your comments, and so I'm so happy that to be here in Moldova with the honorable members of the committee, and I am promised to take into account all the comments that you have said in future studies, and for sure I won't forget Moldova. I will come back and with the new connections and studies. Really, I appreciate you. Thank you very much. Welcome. A lot of help for all of you. Thank you. Vă mulțumim mult. În acest context, stimați membri ai ședinței de astăzi, declar închisă ședința Comisiei de Doctorat.